După cum vă puteți da seama și din titlul, filmul de astăzi este puțin diferit, în sensul că nu este legat de machiaj, de frumusețe. Astăzi voi face un filmuleț cu o persoană foarte dragă și specială, și anume soțul meu, pe care îl cheamă Brad. A ales să facă acest filmuleț cu mine, pentru că după ce Larisa a filmat filmulețul cu Bean Boozle Challenge, provocarea cu jelly beans care au arome ciudate, am primit multe întrebări dacă o să fac și eu acest filmuleț și l-am întrebat pe el și a fost de acord să filmăm acest filmuleț. Așa că asta vom filma astăzi, vom face provocarea cu geleuri ciudate, care ori sunt rele, ori sunt bune, vedeți. Unele sunt cu arome, de exemplu, unul va fi cu arome, arată la fel, sunt două care arată la fel, de exemplu, cu aromă de șosete împuțite sau aromă de tutti frutti. Arată la fel și să vedem ce nimeni din fiecare. Bine, hai să începem cu tutti frutti sau șosete împuțite. Nu, îmi aleg eu singur. Ai doar sunt singure pe care le avem. Le-am pus aici într-o farfurie ca să alegem și alegem pe culori. Nu aia, nu? Nu? Bine. Ești gata? Ce e asta? Tutti frutti sau șosete împuțite. Deja am vrut 5 minute înainte să începem, de aia încă am vrut cu lacrimi, așa că abia am reușit să mă calmez. Ești gata? Mhm. 1, 2, 3. Yes! Tutti frutti! Marco, are gust de gumă de mesecat? Da. Ai, tutti frutti nu are gust de gumă de mesecat. Asta e. Următoarea este de lime sau lawn clippings, care este iarbă tunsă. Avem doar două, nici nu avem unde să alegem mult. Haide! Și chiar dacă e de iarbă, nu cred că are gust prea, nu are gust prea nașul. Și gata? Bine, 1, 2, 3. Am luat iarbă. Și iarbă. Nu mai fai nașpa. Nu, are un gust ca iarbă. Nu e nașpa. Următoarea este ou putred sau popcorn cu unt. Asta. Ou putred sau popcorn cu unt. Sigur? Unu, doi. Amândoi sunt nașpa. Nu, ai cu unt e bună. Hai, 1, 2, 3. Asta e ouă. Miri cu popcorn. Nu-mi place asta de popcorn. Rămas în gură. Hai să mai mâncăm ceva ca să... Dar știi, de fapt, ar trebui să mănânci pe toată la provocarea asta. Nu. Așa e provocarea. Bine, mai avem încă trei. Mai avem încă trei, hai să mai mănânci. Bine, și dacă îmi vedeți una bună și tu una așa, tu să mănânci pe ea așa. Nu. Urmează pastă de dinți sau berry blue? Nici asta pe pastă de dinți nu-i așa. Pastă de dinți. Ce-am mai tu pastă de dinți? Tu un gust n-aș pa la început. Bine că trebuie să spau pe dinți oricum. Urmează piersică sau vomă? Oh. Avem doar 3 bomboane. Asta. Bine. 1, 2, 3. Piersica. Nu e piersica. E vomă. Ai vomă. Avut un gust bun la început și după ce... Bine că n-am stricat mai mult din ea. Bine, acum urmează mâncare de câine sau budincă de ciocolată. Unu, doi, trei.
din prima, îți dai seama. La prima mușchetură. Bine, urmează muci sau pară? Da, te rog frumos să ai pară. Bine, eu aleg pe... asta. 2, 3. Pară. Pară și la mine. Dai pară. Acum urmează brânză mucegăită sau caramel corn sau porumb cu caramel. Vorbeam 3. 4. Asta e așa, mi-e frică. No, nu vreau brânză. 1, 2, 3. Urmează baby wipe sau coconut? Sau șervețele de bebeluș? Hai sau cocos? Ai ca baby wipe. Și eu. Ce? Nu e așa de nașpa. N-ai luat baby wipes. Cum n-am luat? Pentru că nu arătai așa, e baby wipes. Bine. Spray de scones. Aia este ultimul. Spray de scones sau licorice, care este un fel de gelou negru. Până să mă mut în state, habar n-aveam cum miroase un scones, dar eram odată în mașină și venise un miros și l-am întrebat ce miros ăsta și mi-a zis scones. Este un miros foarte specific, de la care mi-a durerea de cap. Ești gata? Mm. Oricare ar fi e nașpa, dar aia de scones e mai nașpa. 1, 2, 3. Scones. În prima. De-aia mi-a căzut din gură când trebuia să mănânc. Hai să ne facem una. Ce? Și o trebuie să mănânci pe toată. Oricare ar fi. Oh. Oricare ar fi. Dacă e nașpa, chiar că e nașpa să bună, trebuie să mănânci până la final. O să fac dacă nu iese aia de brânză sau de vomă sau... Nu. Hai, alege o culoare și oricare ar fi o mâncăm până la sfârșit. Are de muci, muci sau pară, dar vreau să mănânc până la sfârșit. Sfârșit, pară. Ești gata? 1, 2, 3. Yes! Muci! Îți miroase și respirația de la el. Ghita, nu, trebuie să mănânc la sfârșit. Nu. No. No! Ai trișat. El stă acum pe o cutie, eu stau pe scaun și el stă pe o cutie mică, pentru că este înalt și ea trebuie să se pună pe o cutie și să stea cocoșat ca să intre în cadru cu mine. Aceasta a fost provocarea, acesta a fost filmulețul nostru pentru astăzi. Câteva dintre voi m-ați întrebat dacă aceste bomboane se găsesc în România. Din câte știu eu, nu se găsesc. Eu le-am trimis la Risei, dar nu știu dacă se găsesc în România sau în altă țară. Probabil le puteți comanda de pe internet dacă le căutați. Nu știu, se cheamă Bean Boozled și sunt de film la Jelly Belly. Sper că v-a plăcut filmulețul de astăzi. Îi mulțumesc încă o dată lui Brad că a acceptat să mă încep bomboane nașpa pentru mine ca să apară în acest filmuleț. L-am făcut la cererea voastră, am primit câteva cereri și am zis, hai să-l facem și noi, să ne amuzăm un pic cu bomboane nasoale. Nu știu dacă vor mai urma așa de filmulețe cu el, să vedem dacă o să mai accepte sau nu. Pentru că voi încerca să mă acces mai mult pe filmulețe de frumusețe și chestii legate de machiaj, cosmetice pe acest canal și vreau să las viața privată să fie viața noastră privată, nu vreau să intru în detalii, în povestea noastră, în chestii așa, pentru că e treaba noastră, nu e pentru lumea să știe. Și cam așa s-a fost filmulețul de astăzi, sper că v-a plăcut și ne vedem în curând în următorul filmuleț. V-am pupat! Pa! Stai, cum să încep? Ești gata? Ești gata, da?
faci așa. Ești gata, da? Yeah. What? I'm smiling for the camera just like you want. What? Eu nici nu vreau să filmez cu tine. Dar ce fac? Nu fac nimic. Bine, ești gata? Sure. What? Not doing anything. Bună! După cum... Stai, trebuie să mă uit în cameră. What? Mă nu știu... I'm trying to find my best face for you. Serios, pentru început. Bună! What? Acum stai să vezi și să te gândi că zic eu bună, înainte să încep să... Și tu ochii de tot. Nu-i că nu-au lacrimile și eu sunt ciudată. Următorul ruj este Cream Cup de la MAC, l-am mai arătat, l-ați mai văzut, îmi place mult, îmi place și textura.